Duminică după amiază pe DN73 în cartierul Grădiște din Câmpul Lung a avut loc un accident rutier care putea avea urmări tragice. Șoferul unui Opel Corsa, care ieșea dintr-o stație de alimentare pentru a se deplasa spre Câmpul Lung, nu s-a asigurat și a intrat violent într-un autoturism Matiz, care se deplasa regulamentar dinspre Câmpul Lung spre Pitești. În urma impactului, 4 persoane aflate în autoturismul Opel Corsa au fost transportate la Spitalul Municipal pentru a primi îngrijiri medicale. În autoturismul Matiz nu se aflau decât 2 persoane, care au primit îngrijiri la fața locului, însă s-au ales cu un șoc mai greu de depășit. Veneam dinspre Câmpul Lung și aici ne-a ieșit în față băiatul cu mașina, nu s-a asigurat și ne-a izbit în plin. Dintre ei sunt răniți? Copiii sunt loviți. Copiii sunt la spital. Sunt toți la spital, mai puțin o doamnă, nu știu, n-am înțeles. Mergeau la altcineva la spital, la niște rude și uite, până la urmă au ajuns copiii. Avea viteză? Păi mi-a ieșit din pecum fața mea. N-am, deci ne-a izbit. Deci mie mi-a ieșit în față, că el a avut panoul ăsta în față de PECO, a avut PECO și el nu s-a asigurat ce să mai... Eu l-am văzut exact la jumătatea panoului ăla, ce să-i mai fac la 50 la oră. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje ale Poliției Rutiere Câmpul Lung, care alături de Poliția Criminalistică au demarat cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului, iar vinovatul va fi cercetat pentru neacordare de prioritate. Din fericire, victimele accidentului nu au suferit traumatisme grave și sunt în afara oricărui pericol.